Dacă un om n-a mers într-o căruță trasă de cai pe drumurile părăginite de țară, nu are rost să-i povestesc. Oricum n-ar înțelege. Iar celui care a mers, nici nu vreau să-i aduc aminte. Voi spune pe scurt. Cele 40 de verste care despart orașul reședință de județ Graciovca, de spitalul din Murino, unde fusesem repartizat ca medic, le-am străbătut cu un surugiu exact într-o zi și o noapte. Și chiar cu o precizie curioasă. La ora 2 a zilei de 16 septembrie 1917, eram în dreptul ultimei magazii amplasate la marginea frumosului oraș Graciovca, iar la 25 minute, în ziua de 17 septembrie a aceluiași neuitat an 1917, coboram în curtea spitalului din Murino, pe iarba strivită, muribundă și fleșcăită din cauza ploii de septembrie. Iată în ce hal coborâsem. Picioarele îmi înțepeniseră. Și încă atât de tare, încât tot aici, în curte, răsfoiam confuz în gând paginile manualelor de medicină, încercând resemnat să-mi amintesc dacă există într-adevăr, sau mi s-o fi năzărit în vis, o boală din cauza căreia omului îi înțepenesc mușchii. Paralizia, paralisis, mi-am spus cu disperare în gând, naiba știe de ce. Domnule surugiu! Aici! Pe drumurile voastre trebuie să te obișnuiești să mergi. Tovarășe doctor, eu umblu de 15 ani pe drumurile astea și tot nu mă pot obișnui. Am tresărit, m-am uitat melancolic la clădirea albă scorojită, cu etaj, la pereții de bârne nevăruite ale căsuței felcerului, la viitoarea mea reședință. O casă cu două caturi foarte curată, cu fereste sumbre, enigmatice, după care am oftat prelung. Și deodată, în locul cuvintelor latinești, mi-a trecut prin minte fraza dulce pe care în mintea mea nebunită de hurducături o cânta un tenor grăsuț cu coapse albastre. Salutare, liman sfânt. Adio, adio pe vecie, teatru mare, cu zidurile aurii și roșii. Adio, Moscovă, adio, vitrine. Ah, adio. Data viitoare o să mă îmbrac cu un cojoc, m-am gândit cuprins de disperare înverșunată. Și trăgeam de curelele geamantanului cu mâinile amorțite. Păi gândiți-vă și dumneavoastră, a trebuit să rămân undeva peste noapte. Făcuserăm doar 20 de verste și ne pomeniserăm într-o beznă de mormânt, în noapte. Am fost nevoit să înnoptez la Grabilovka. Învățătorul m-a primit în casa lui, iar în dimineața asta am plecat la ora 7. Și uite că mergi, uf, sfinți părinți, mai încet decât un om pe jos. O roată se afundă într-o groapă, alta se ridică în văzduh, geamantanul îți cade pe picioare, apoi te prăvălești pe o coastă, după care pe cealaltă, pe urmă pici cu nasul înainte, apoi te lovești cu ceafa de ceva. Iar de sus, burnițează într-una și oasele ți amorțesc. Păi cine ar fi putut să creadă că la mijlocul lui septembrie omul poate îngheța în câmp ca într-o iarnă cumplită? Dar uite că poate. Și în timp ce te dă gata moartea înceată, vezi aceeași priveliște. În dreapta câmpul grâbovit, erodat, în stânga o pădurice pipernicită, iar lângă ea case părăginite, cenușii, vreo 5 sau 6. Și parcă în ele n-ar trăi niciun suflet de om. Tăcere, tăcere peste tot.